Consilierul județean din partea Pro-România, Răzvan Meseșanu, a propus în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călăraș din data de 29 iulie ca Ninel Damian să primească titlul de cetățean de onoare al județului Călăraș. Meseșanu a prezentat pe scurt activitatea arbitrului internațional de box, Ninel Damian, dar și activitatea politică desfășurată la nivelul județului. Da, domnule Meseșanu. Da, președinte, înainte de a intra în ordinea de zi propusă, vreau să-mi permită să vă adresez o întrebare și apoi o rugăminte. Având în vedere că de câteva zile ne-a părăsit o figură emblematică a municipiului, a județului nostru și îndrăznesc să spun chiar a țării, da? Pentru că a reprezentat țara pe cele mai înalte arene sportive. Este vorba de fostul arbitru internațional de box Ioan Damian. Aș vrea să vă întreb dacă știm cumva, dacă știți cumva, dacă el a fost declarat cetățean de onoare al județului Călăraș. Dacă da, nu mai are rost să continui. Dacă nu, aș vrea să propun colectivului de consilieri și aparatului de specialitate să încercăm să realizăm un proiect de hotărâre pe care să-l declarăm cetățean de onoare, pentru că, practic, alături de marii sportivi ai noștri, alături de marile valori culturale care fac cinste țării, domnul Ioan Damian a fost alături de cei cărora li s-a ridicat steagul și profit de faptul că astăzi este ziua imnului național, s-a cântat imnul și în prezența domniei sale. Dacă se poate răspunde foarte bine, dacă nu, aștept pentru data viitoare. Iar cea de-a doua chestiune, aș vrea totuși, având în vedere că dumneavoastră, pe lângă emblema sportivă națională, a fost și în două rânduri vicepreședinte al Consiliului Județean, să păstrăm un moment de reculegere. Ok, da, de acord, domnule consilier Meseșanu. Mulțumesc pentru cel care a fost Ninel Damian, așa cum îl cunoașteți cu toți. Vă mulțumesc. Dumnezeu să aibă grijă să vă dinească în pace. Deci dacă știm, a fost atunci și dacă... Da, nu a fost. Deci știința mea, în mandatul 2016-2020, sunt alte personalități care, la nivelul Consiliului Județean, i-am declarat cetățeni de onoare ai județului Călăraș. Ninel Damian urma să fie printre personalitățile pe care noi să-i declarăm, pentru că a fost o personalitate în sportul românesc, a fost o personalitate politică a județului Călăraș, având și două mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean, 96-2000, 2000-2004. Pentru toate astea, pentru activitatea politică și fiind și parlamentar în 2008-2012. În Parlamentul României. Și 90-92. Da, un mandat 90-92 și 2008-2012. Eu aș vrea să accentuez, pentru că politicieni sunt mulți, suntem mulți, da, și în Parlament și pe lângă Parlament. Dar sportiv, reprezentant al boxului la nivel internațional, din partea României, ca dumnealui nu a fost. Nu știu cât știu dintre cei prezenți, dar domnul Ioan Damian a arbitrat la 6 campionate mondiale de seniori, 4 campionate europene, 25 de ediții ale Centurii de Aur, iar în anul 1999 a fost declarat arbitrul anului în Europa. Deci, cred că a făcut cinste atât municipiului, cât și județului și mai ales țării. Dar o să am nevoie de dumneavoastră, domnule consilier Meseșanu, ca dumneavoastră să susțineți consilierul județean această personalitate multiplă, și sportivă, și politică, da? Și remarcată la nivel european, ceea ce a reușit. Da, mulțumesc!